ajutor. De când stai de după țarcul ăla? Până dimineața am stat aici, dar arată venit ce să ajungi. Te-am văzut să sunteți engleza. De ce? Acum adică de ce? De ce te mai chine? Învați engleza pentru că vreau să mă fac profesoară. Profesoară? Bărbatul cu care este mărit nu o să te lasă niciodată să muncești. Atunci o să predau până o să mă mărit. În plus suntem în 2019, toată lumea vorbește engleză. Dar și Aman spun că după ce o să câștige talibanii și o să plece americani, nimeni nu o să mai vorbească engleză. Nu crezi că o să vorbim despre asta? O merita! Așa că ai dat un pumn în nas? Nu mai se vede înapoi! Ce ar fi trebuit să fac? Nu știu, Brenda. Să vorbești cu el, să-i spune profesor. A trebuit să plec mai devreme de la muncă, e Brenda. Știi că nu ne permitem să legem la serviciu. Și așa gândesc că nu este de greu. Știi ce spune mai despre tine și despre mine? Suntem o echipă. Suntem o echipă. Tatăl meu lucrează la Windows on the World, etajul 107. Dar lucrurile nu merg întotdeauna așa cum vrem. Da. Ce s-a întâmplat? Cum ești? Bine? Sunt etajul 107. Nu a fost un accident, suntem atacați. Se evacuează. It's someone there. E cineva aici. Oricine putea fi, mă poți ajuta. Sunt aici. Mă duc să fim pe tată să te ajute. Nu, te rog, nu mă lăsa singur. Nu văd nimic. Nu poți să te atingi. Ești bărbat. Este interzis ca o femeie să atingă un bărbat. Da, așa e. Nu poți să te atingi și nici nu te poți duce la mine acasă fără să-l întrebi pe tata. Schimb, poți să mă întorc? Nu mă lăsa singur. Am să mă întorc acasă foarte încet, iar pe drum am să repet lecțiile de limba engleză. Iar dacă se întâmplă să mă urmărească cineva, nu-l pot opri. Am înțeles, mulțumesc. Ba, vino repede, trebuie să-ți arăt ceva. Ce este cu bărbatul ăsta? Nu știu, cred că m-a urmărit cum am întors de la culesul cele. Nu l-am atins, baba, era rănit și mi-a cerut ajutorul, așa că am venit imediat să te caut. N-ar fi trebuit să-l ajut, nu așa spune Pașunvali? Dar cum am ajuns? Vine armata afgană, răscolesc casele tuturor! Poftim? De ce? Din cauza americanilor, ei sunt la putere acum! Cine e? Cine a venit? Armata, vorbesc eu cu ei! Baba, unde e Pason? Zine-o. Spune-le că nu a venit aici să le facem rău. Soldații nu au venit aici ca să vă facă rău. Americanilor li s-a spus că există ascunzători de arme la voi în sat. Nu e nicio armă aici și nici talibani. Domnul ne-a spus că americanul este aici. Hai să luăm tot ce putem și să ne mutăm la Kabul. La Kabul? Sunt 300 de kilometri până acolo. Ne-ar lua zile întregi să ajungem. Te rog, haide să ne mutăm acolo. Vă rog, comandă cultivat, vă rog ca să te locuit. Nu mai vă pot. Dar totuși unde putem să mergem să nu ne găsească talibanii? Peșterile de sub satul nostru. Ijab. Americanii nu ne lasă în pace. N-ai nimic. Ce e aia? Am fost acolo când eram mic, am vorbit toată cu tatăl meu la telefon și după el a murit. Cum adică? De ce? Voi ați intrat cu două avioane într-un astea genere. Apăsați butonul de urgență! Ce s-a întâmplat? Deci dacă funcționează telefonul. Bună ziua! Acum ce fac? Și suntem blocați într-un lift pe la etajul 85. Ce vrei să te alături talibanilor? Sunt așa de neomorât, țara. Nu, Pason, te rog, nu mă lăsa să cad! Filip, eu vezi că te filmez. I won't let you go. Uitați, vezi că asta o puneți cu picioare. Stăge grilii. Frumos, arată, lucru. Ai pus salivă pe telefon.